Aproape 260.000 de copii din toată țara sunt nevoiți să recupereze materia la care nu au avut acces când școala a avut loc online. Despre soluția care există pentru acești elevi ne vorbesc Iulia și invitații ei. Urmează Elaica IT. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi sunt Andra Munteanu și Tușar Advani de la Narada, o organizație care face tot posibilul să ajungă tot ce au nevoie copiii din mediile defavorizate pentru a putea avea acces la educație. Și în perioada aceasta ați lansat și un program gratuit pentru ei, o platformă pe care, prin care pot accesa materia școlară, nu? Și pot relua practic orele la care poate din diverse motive nu au putut participa. Să ne explicați voi puțin despre ce este vorba. Andra, te rog. Sigur. Platforma se numește Naradix. O puteți vedea pe www.naradix.ro și acolo puteți găsi peste 340 de cursuri în care există peste 4.000 de lecții digitalizate de la clasele 0-8. În plus, o să puteți găsi și aproximativ 900 Noi de acum teste. Vedem pașii pe care îi parcurg cei care accesează platforma. Exact. Sunt pașii de înscriere prin care pot ajunge să consume lecțiile și cursurile. Ce e foarte interesant la această platformă pe care noi de principiu am creat-o pentru copiii din comunitățile vulnerabile ale României, nu numai din sate, dar și din orașele mici și nu numai, este că copiii, în timp ce parcurg lecțiile și consumă, nu știu, conținuturi pe care poate le-au pierdut în timpul școlii, pot să câștige premii. Da, prin toate cursurile, lecții și testele pe care le fac, ei câștig niște puncte și din punctele acelea deblochează anumite premii. De exemplu, biletele la concertul lui Smiley sau bicicletă, consolă. Câte premii ați dat până acum? Am dat premii la 6 copii deocamdată, dacă ar lua câte mai multe premii. Există și un campionat, pentru că unele premii nu se dau doar pe punctele pe care le strângi, ci intri în competiție cu ceilalți copii, așa cum va ca și un joc, nu? Da, un joc în care, iată, te întorci la școală mai știutor decât ai plecat. Ei pot parcurge aceste cursuri singuri sau au nevoie și de un părinte sau un cadru didactic lângă ei? Mulțumim că ne-ai întrebat asta. Există două posibilități. Există și posibilitatea să consume toate aceste cursuri singuri, cele peste 4.000 de care ți-am spus, dar există și posibilitatea de ore live. Da. Ei poate să acceseze, începând de săptămâna viitoare, o să avem orele live prin care sunt profesori care oferă orele live. Da, da. Exact. Avem orele live cum arată aici, împreună cu câțiva profesori, și copiii poate să înscrie pe naradix.ro/ore-live și poate să facă împreună cu profesorii acestea. Bun, deci trebuie să fie cumva deja înscriși pe platforma voastră ca să și primească o notificare atunci când lecțiile vor fi live. Da. Se pot înscrie pe linkul acela naradix.ro/ore-live ca să-și bucuiască locurile, fiindcă sunt limitate. La orele live sunt 100 de copii pentru fiecare webinar. De ce aveți voi nevoie acum pentru a ajunge cu această platformă la cât mai mulți copii și pentru a-i ajuta? Felul în care credem noi, de fapt, că facem lucrurile la Narada, nu e că le facem noi singuri, ci că le facem împreună comunitățile. Chiar și în pandemie, când am dus tehnologie, laptopuri și tablete, am făcut tot cu contribuția tuturor oamenilor din sat. Au fost mii de oameni care au donat. De același lucru avem nevoie și acum. Există două posibilități. Oamenii pot fie să intre pe Facebook și să găsească contul nostru Narada și acolo să ne scrie dacă au încă tablete, laptopuri pe care vor să le trimită. Ce e important e că trebuie să fie funcționale și pe ele să se poată desfășura un apel video, pentru că ăsta e felul în care se face educația acum de când cu pandemia, pe de o parte, și pe de altă parte pot să sprijine campania noastră inițiată împreună cu Smiley și echipa sa cu un SMS la 8845 cu textul elev. Vor susține încă 2 copii pe platforma Naradix. Puteți intra și pe contul lor de Instagram, Narada pentru educație, și aici găsiți foarte multe informații și date despre tot ce se întâmplă în România în sistemul de educație. Care sunt cifrele, statisticile? La ce concluzie ați ajuns voi după acest an școlar? Felul în care ne uităm noi la lucru și motivul pentru care ne-am dorit atât de tare să facem această intervenție masivă peste vară este ca să prevenim abandonul școlar care s-ar întâmpla. Pentru că un copil dintr-o comunitate vulnerabilă care lipsește aproape un an de la școală, există posibilitatea fie să nu se mai întoarcă deloc la școală, fie atunci când o face să fie atât de mult în urmă cu materia, încât să nu mai poată ajunge în același ritm cu colegii săi. Și atunci asta e problema pe care noi încercăm să o prevenim. Aveți multe alte programe în desfășurare acum și vreau să le menționăm pe scurt, dacă se poate. Deci, pe lângă Naradix, o platformă gratuită prin care elevii pot accesa cursurile din anul școlar 2020-2021, vedem aici o listă. Naradon, Nedu,
Despre ce este vorba, pe scurt. Exact. Naradon este proiectul pe care noi am lucrat foarte mult și anul trecut. E o platformă de crowdfunding dedicată profesorilor, prin care am dotat peste 5.000 de copii și profesori cu tehnologia necesară educației. Harta Edu este o platformă despre care o să vă spunem doar puțin, dar pe care o veți putea vedea la toamnă. E un sistem național de urgențe dedicat comunităților de educație. Iar Narada Go este proiectul prin care angajații din peste 10 companii, peste 20.000 de oameni au contribuit și tot la fel s-au întrecut financiar astfel încât să putem să mergem să facem aceste intervenții în comunități. Mulțumim foarte mult pentru prezența în platou și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Dacă aveți cumva și obiecte electronice de care nu mai aveți nevoie, laptopuri, tablete și nu numai, le puteți scrie pe Instagram, pe Facebook, pentru că la fel ei vă pot ajuta să faceți și o faptă bună, să donați aceste dispozitive celor care au mai mare nevoie. De luni vă vedeți cu Marian. Pe mine mă vedeți peste 2 săptămâni.